Dragobetele este zeul tinereții, patronul dragostei în credința populară. Deși sunt cunoscute mai multe date când se sărbătorește, la românii ortodoxi se suprapune cu ziua aflării capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe 24 februarie. În ziua de Dragobete, fetele și băieții se îmbracă în haine de sărbătoare și cu cutreieră câmpiile și pădurile cântând și culegând flori de primăvară. Ghiocei și viorelele culese se pun la icoane și se păstrează până la sânziene, când sunt azvârlite pe râu. Reprezentanții Ligii Pensionarilor Solidaritate intenționează să păstreze vii tradițiile românești, așa că astăzi au ales să aniverseze Dragobetele. Noi sărbătorim astăzi Dragobetele pentru că pe data de 24, tot timpul, Dragobetele este sărbătoarea noastră a românilor. Ne-am gândit că astăzi, fiind ziua noastră de întâlnire joi, să sărbătorim Dragobetele. După cum vedeți, ne-am strâns aici și sărbătorim Dragobetele. Odată cu sărbătorirea Dragobetelui, pensionarii din cadrul Ligii Solidaritate au marcat și aniversarea președintelui Comisiei de Turism și Relații cu Presa, Constantin Damian, care a împlinit astăzi venerabila vârstă de 70 de ani. Constantin Damian împlinește o vârstă foarte frumoasă, 70 de primăveri, dânsul ca reprezentant în comitetul nostru pe domeniul turismului și a relațiilor cu presa internațional. Am considerat că este necesar să-l felicităm și să-i dorim toți multă sănătate, fericire, o căsnicie de 100 de ani, să-i trăiască nepoții, copiii și să fie aproape de tot ceea ce dorim noi să facem în liga noastră, îndeosebi și la club. La mulți ani! Ca în fiecare an am stabilit comitetul sindicatului ca să organizăm fiecare când are ziua de naștere să serveze aici, fiind aici cam a doua familie a noastră. Și sper să ne simțim bine. Este o aniversare așa cam, nu-i secret, la 70 de ani. Ne simțim destul de bine și sperăm să o ținem așa în continuare, că vă spun, aici mai uităm și de grijile de acasă, că sunt destule griji pe acasă și cu toate. De aia ne-am hotărât ca în fiecare an, fiecare când ne vine rândul, să sărbătorim aici ziua de naștere. În data de 24 ianuarie, cu ocazia Dragobetului, la Clubul Pensionarilor din Drobeta Turnu Severin va fi organizată o întâlnire cu scriitori renumiți din județul Mehedinți, ocazie cu care vor avea loc mai multe lansări de carte. Luni 24 este o zi tot importantă în cadrul clubului. Avem o întâlnire cu scriitorii care vor prezenta două cărți noi, doamna Giurcă Ioana și doamna Aristița Maria. În luna martie, Liga Pensionarilor Solidaritate va organiza Balul Doamnelor, care va include o tombolă cu participarea membrelor Ligii Pensionarilor Solidaritate.